dress code ăsta. Da. Cum? Dacă era Mario aici, îți dai seama, era visul lui. El care poartă non-stop ochelari. Da. Era așa. Așa. Și el nu poartă culori, el poartă gri, negru și cam atât. Dar eu nu prea l-am văzut îmbrăcat colorat. Așa, da, zi de zi, da. Cam ultima perioadă, da, cam așa. Foarte clasic, așa. Dar depinde la concerte și așa. Se mai îmbracă mai special. Ținuta de scenă cum ar veni. Ținuta de tu scenă. Tu le alegi, le judeci cu el sau ți-o face pe aia? Lasă-mă, Doamne, iartă-mă în pace să mă îmbrac cum vreau eu și cum am chef. Nu, să știi că de fiecare dată mă întreabă dacă e ok, dacă, nu știu, cu ce pantofi să-și asorteze ținuta. Evident, depinde la shooting-uri, are și un stilist sau prietenii lui îl mai ajută, dar de fiecare dată se consultă și cu mine și la fel și eu. Am înțeles. Și în această dimineață, tu cum, adică ce aveai în minte și cum s-a ajuns la asta? Azi dimineață n-aveam absolut nimic în minte, dar am stat o oră. Am zis să mă îmbrac colorat de primăvară, chiar dacă este o zi ploioasă. Oribilă! Că ce se zice? Oribilă când, zi! Când it's a rainy day, măcar dress colorful, știi? Da, corect. Așa, și vreau să se potrivească cu niște ochelari. De fapt, asta era, că tematica acestui eveniment sunt ochelarii. Da. Și am zis, ok, hai, nu știu, am văzut că așa, am zis, ok, o pun, m-am îmbrăcat așa, da. După m-am schimbat de 10 ori și după am zis, ok, nu, tot cu prima variantă. Și am zis să-mi pun niște ochelari care totuși nu sunt atât de închiși, ca să vadă puțin ochii, dar să fiu și în tematic. Genul care are crize pentru că nu are ce să-și pună pe ea. Genul care aruncă toate hainele în mijlocul casei și spune nu mai merg nicăieri. Recunoaște, Alexia, te rog frumos. Cred că orice femeie are o dată pe săptămână, pe lună, pe nu știu. Știu, când nu-ți vine inspirația și ești gen la modul ok, mai bine rămân aici pe canapea și nu mai merg nicăieri. Dar de obicei îmi vine destul de repede inspirația. Adică, nu știu, ieri m-am îmbrăcat în 5 minute. Adică chiar depinde de zi. Mama ta are un tricou pe care scrie te iubesc. Cât de des vă spune te iubesc, Alexia? Nu ne spunem foarte des te iubesc, să știi. Că mama și eu, adică suntem foarte pe conceptul ăsta, nu știu cum să explic. Adică să nu folosim prea des te iubesc, știi? Pentru că este un cuvânt destul de important și este folosit prea mult în zilele noastre, mi se pare. Dar ne spunem te iubesc atunci când trebuie. Și la tine și la Mario, care a spus primul te iubesc? El. Nu te așteptai la asta, nu? Niciodată în viața mea nu există. Ba da, jur. Era ziua lui. Așa. Era la tatuaj. Da. Și nu știu, mi-a zis, vin o să-ți spun ceva. Te iubesc. Și acum toată audiența se va topi. Bun, îți mulțumim foarte mult, Alexia. Să ai o viață extraordinară, o primăvară asemenea. Dă-mi să-ți spun mâna, că așa e prost. Și vezi ce titlu pui la poză. Te rog mă eu. Gândesc la ceva, dați click aici, te rog, te că rog. Nu știu ce s-a întâmplat. Și după aia când intri pe link, de fapt, nu e nimic. Ce vrei, mă? Așa se face treaba acum. Nu spunem că e corect, dar așa se face. Da.